Atmosfera sărbătorilor de iarnă se simte din plin la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Târgu Jiu. Copiii, având parte de activități specifice, presărate cu surprize, cadouri și multe bucurii. Aceștia au colindat instituții precum Consiliul Județean Gorj, Primăria Târgu Jiu și Complexul Energetic Oltenia. În luna decembrie, la nivelul complexului din subordinea DGASPC Gorj, au fost organizate și desfășurate activități în cadrul centrului, locația fiind decorată de sărbătoare cu ajutorul personalului angajat, dar au existat și activități desfășurate în afara complexului. De neuitat pentru copii, dar și pentru personalul care i-a însoțit, rămâne serbarea care a avut loc la molul din oraș în data de 20 decembrie. Emoțiile nu i-au copleșit pe copii, dimpotrivă, entuziasmul lor a contribuit la reușita momentului artistic. Spectacolul pus în scenă de micuți, fiind pe placul publicului și al reprezentanților molului, care i-au răsplătit cu cadouri și surprize. În continuare, până la finalul anului, copiii de la CSCCH Târgu Jiu vor avea parte de momente frumoase specifice acestor zile speciale, simțind din plin spiritul și atmosfera sărbătorilor de iarnă. După anul nou, copiii din centrul de plasament vor merge într-o vacanță la munte, în stațiunea Rânca, grație sponsorizării primite din partea unei companii din Târgu Jiu.